Unul dintre cele mai interesante aspecte ale pescuitului la crab este felul în care peștii își pot schimba comportamentul pe lacurile aglomerate, ca urmare a presiunii pescarilor. Schimbările se văd mai ales pe lacuri de dimensiuni mici sau medii, cu o densitate mică sau medie de crab, care sunt pescuite intens în sistem catch and release pe toată durata sezonului. E o adaptare instinctivă la faptul că sunt prinși și reprinși constant. Schimbările nu se petrec de la o zi la alta, se petrec într-un interval de ordinul anilor, dar cineva care pescuiește pe lac o perioadă lungă de timp le poate observa. Am avut ocazia să văd schimbări de comportament ale crapilor pe lacuri pe care am pescuit frecvent în ultimii ani, cum sunt cele două lacuri de la Varlam, sectorul A și sectorul B. Primul efect al presiunii pescarilor e că peștii devin mai greu de prins. Cei care nu s-au întâlnit cu lacuri de acest tip ar putea fi tentați să creadă că fiind lacuri mici sau medii ca suprafață, sunt ca niște acvarii în care pescuitul e simplu. În realitate, nu e deloc ușor. Oricine se poate convinge de asta pescuind pe ele. Sub presiunea pescarilor, lacurile mici și cu pește puțin sunt grele și pot deveni și mai grele. Sectorul A de la Varlam, un lac de 7 hectare, e considerat mai greu decât lacul de alături, sectorul B, care are 25 de hectare. Densitatea de crab e oarecum aceeași, dar pe sectorul A sunt mai multe structuri și variații de nivel. Faptul că lacul e mai mic nu îl face mai ușor, îl face mai greu. Ca o dovadă a faptului că lacurile mici pot fi grele, să ne uităm la istoria monturilor. O serie de monturi populare pe care le folosim astăzi au fost inventate de pescari care se confruntau cu lacuri grele de dimensiuni mici. Montura Blowback a fost concepută de Kevin Nash în urma unor partide făcute pe un lac dificil care avea o jumătate de hectar. Montura Withy Pool a fost gândită de Steve Reniard în urma partidelor făcute pe un lac de un hectar și jumătate. German Rig este rezultatul pescuitului pe o balastieră de câteva hectare, cu ape limpezi, unde creatorul monturii, Christian Kessler, putea urmări comportamentul crapilor față de monturi în apa foarte curată de lângă mal. Pe toate aceste lacuri, comportamentul crapilor se modificase ca urmare a presiunii pescarilor. Vorbim de lacuri cu pește puțin și cu hrană naturală suficientă, unde crapii își puteau permite să ignore nada pescarilor. Dacă lacurile ar fi fost ușoare, probabil că pescarii n-ar fi avut nevoie să inventeze monturi noi, mai ales unele destul de sofisticate.
Un alt exemplu de adaptare a crapilor la presiunea pescarilor se vede pe sectorul B de la Varlam. Lacul are un șir de trei insule mici, ca niște balize, amplasate pe aceeași linie. Insulele au fost făcute în ideea de a le da pescarilor structuri de interes și în același timp pentru a funcționa ca balize naturale care să delimiteze zonele de pescuit. Cele trei insule erau ca un magnet pentru crab. Erau printre cele mai bune locuri de pe sectorul B. Asta a durat 2-3 ani, după care productivitatea lor a scăzut. O posibilă explicație e că toată lumea pescuiește lângă el. Ăsta e dezavantajul structurilor productive care sunt ușor de găsit. Toată lumea le găsește. Toată lumea pescuiește pe ele și la un moment dat e posibil ca structurile să nu mai dea rezultate dacă peștii sunt prinși și reprinși mereu lângă el. În ultimii ani am pus la fiecare partidă câte o lansetă lângă insulele mici și am ținut-o 24 de ore ca să văd dacă mai dă randament. În general, n-am prins nimic la ea. Un alt exemplu de adaptare la presiunea pescarilor e felul în care trag pești. Pe sectorul A, în primii ani de pescuit la Varlam, trăsăturile erau violente și drillurile durau mult. Puteai să stai 20-30 de minute în drill cu un crap mare. Acum trăsăturile sunt slabe și peștii mari luptă în general mai puțin. Un drill cu un crap mare poate dura 5-10 minute. Trăsăturile de crab mare sunt de multe ori anemice, ca de caras sau plătică. Uneori, indicatorul nici nu se mișcă. Dacă te uiți la vârful lansetei, vezi firul oscilând ușor, într-un fel care îți arată că s-ar putea să fie ceva la capătul lui. Uneori, trăsătura e pe cădere. Swingerul cade, se ridică, după care cade din nou. Nu știm exact de ce se întâmplă asta, dar o posibilă explicație e că peștii mari se hrănesc prudent și poate că au învățat să stea pe loc dacă se agață. Nu se mai sperie când se înțeapă. Nu mai au reflexul de a fugi cu montura. Încearcă să scape de cârlig stând pe loc. Ca răspuns la felul în care s-a modificat comportamentul crapilor în ultimii ani, s-a modificat și felul în care îi pescuim. Am început să mă uit după standuri și locuri pe care n-aș fi pescuit altădată, pentru că peștii s-au mutat de pe standurile și locurile care erau productive cu ani în urmă. Nu odată, standuri slab cotate și cu un grad de ocupare scăzut au devenit foarte bune pentru că peștii s-au dus exact acolo unde nu îi căuta nimeni. Am început să pescuiesc cu boilisuri mici, pe care nu le foloseam în trecut. Le folosesc atât ca nadă, cât și la cârlig, inclusiv vara. Am început să folosesc semințe mici, după ce multă vreme am pescuit doar cu boilis. Am prins bine cu ele și în sezonul rece, dar și când e foarte cald. Am început să ascut cârligele, pentru că un cârlig ascuțit manual înțeapă mai bine decât unul ascuțit din fabrică. Nu le ascut când sunt noi, nu mi se pare necesar, dar după ce prind unul sau mai mulți pești cu același cârlig și cârligul nu mai e ca nou, îl ascut. Mă refer aici la adaptări pe care le-am făcut ca urmare a faptului că lacurile au devenit mai grele din cauza faptului că sunt atât de aglomerate. Alți pescari pot avea rezultate bune cu abordări complet diferite în ceea ce privește nada sau montura, dar ideea de a urmări ce fac peștii și de a te adapta la eventuale schimbări e o preocupare constantă printre pescari.
Lucrurile pe care le-am discutat sunt exemple de adaptare a craptilor la presiunea de a fi pescuiți non-stop. Cu cât lacul e mai mic și cu cât presiunea pescarilor e mai mare, cu atât peștii se adaptează instinctiv la noile condiții. Fie că se hrănesc mai prudent, fie că evită locurile unde au fost prinși de mai multe ori, fie că se mută pe zonele fără fire și fără pescari. Dezvoltarea lacurilor de crap în anii care urmează ne va oferi probabil și alte exemple în acest sens.